găsit la Vocea Filmelor, așa, într-o duminică de florii. Floriile noastre ortodoxe, pentru că pe celelalte, după cum vă povesteam, le-am prins la Florența. Florența, florii, nu? Cu ramura de măslin. La noi o să fie în egală măsură tot o ramură, dar nu de măslin, că nu cresc pe aici pe în zonă, deși cred că mai există ceva grădini. Mă gândesc că dacă s-a prins un smochin la mine care face atâtea fructe, probabil că s-a mai schimbat câte ceva la climă, dar la noi o să fie o salcie. Sper să nu fie una plângătoare. Și fiind ziua de florii, nu uitați, o să aveți de spus la mulți ani la o grămadă de lume, nu luați de astea de pe net, încercați să inventați o urare a voastră și pe aia puteți să o trimiteți într-adevăr la toată lumea, să știți că și Laura este tot un nume de floare sau, mă rog, dacă vreți, de grădină, pentru că în filmul Adela o să vedeți că în secolul al XIX-lea se chema Dafina, încă nu venise numele de Laura. Cu o zi în urmă a fost și aniversarea lui Cristian Mungiu. Vedeți că e întotdeauna în jurul Cannes-ului, așa că îi durăm să fie Cannes filme și să fie cu cât mai mult Cannes dintotdeauna și cu le film de Cannes pe care să ni le aducă în fiecare an. Apropo, pe 9 să știți că începe și Festivalul Filmului European și se deschide cu Lecțiile Blagăi. Este un film bulgăresc pe care l-am văzut la Carlo Vivari. Este absolut remarcabil. E o actriță colosală care imediat după 89, renunțase la carieră pentru că nu îi mai plăceau filmele care se produceau în țara vecină. Acum a fost convinsă să joace și a luat și premiu. Și să știți că voi ajunge și anul ăsta la Carlo Vivari, deja a venit invitația așa în ajun de florii și e o ediție dedicată lui Kafka. Așa că, vorba aia, nu? Avem și un procesul al lui Orson Welles, care era născut pe 6 mai, o dată cu, așa cum bine știm, cu Freud. Nu? Pe 1 mai e născut Ion Popescu Gopo și poate de asta pe 29 sunt premiile, iar pe 7 mai m-am bucurat să aflu de la un coleg de-al nostru de breaslă, că se împlinesc 100 de ani de când s-a născut Mati Aslan, un foarte mare caricaturist și o minte strălucită și iubitor de pisici, de la cine am aflat, de la Lucian C. Oancea, care, vreau să vă spun că a mai scos o carte, pe lângă faptul că s-a ocupat și de cărțile despre Ion Popescu Gopo cu benzile lui desenate, a scris o carte despre Valentin Tănase, o monografie. Trebuie să recunosc că știam foarte puține, deși a făcut o grămadă de ilustrații pentru povestiri istorice. De acum cu istoria eu n-am dat foarte bine niciodată, acum încerc să recuperez, oricum e superbă monografia și mulțumesc și că așa e, deși suntem în același loc, mai aflăm așa din când în când de niște mari creatori și în plus Valentin Tănase, un mare monarhist și chiar a făcut un bust al regelui Mihai, cel care este expus în orașul București. Bun, și pentru că vin premiile Gopo, de-abia așteptăm să vedem cine ce ia. Mă bucur teribil că se țin în sala Ion Caramitru la Teatrul Național, care are aproape 1000 de locuri, deci știu așa bine, în timpul pandemiei ne-au dat voie la un moment dat niște spectacole, pentru că erau până în 1000 de locuri, 600 sunt votanții, sigur că e o mare bucurie să capeți o invitație și cu atât mai mult că am să merg într-o roche pe care mi-a creat-o special botezatul, Cătălin Botezatu, Bote, și sunt foarte mândră, așa mă simt mai ceva ca la Cannes.
Și probabil că o să-mi iau și capa cu pricina la Cannes, pentru că acolo nu se știe niciodată când plouă, când nu plouă. Și apoi să nu uităm, la Cannes, deci îl avem pe Emanuel Pârvu cu 3 km până la capătul lumii și pe 17, am aflat de la Miruna Berescu, pe 17 mai va fi și proiecția lui. Din nou, scenografia este semnată de Bogdan Ionescu, ca și la Metronom, deci e așa un fel de prelungire, cred că îi prinde bine așa orașul ăsta. A început de la Râșnov, știu, nu avem mare la Râșnov, e adevărat, dar s-a mutat după aia spre Cannes, unde, să știți că iarna pe lângă se face și ski, deci nu suntem foarte departe dintr-un loc într-altul și mă bucură foarte tare că suntem în competiția oficială. Bogdan Dumitrache este în distribuție, știm poziția copilului, a luat la Berlin Ursul de Aur. Laura Vasiliu a luat la Cannes 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile Cristian Mungiu. Spuneam că tot am început cu el. Ciprian Chiujdea, care este la debut și pe care l-am văzut într-un extraordinar spectacol de dans. Ingrid Micu Berescu, Valeriu Andriuță. Pe Andriuță l-am văzut din nou la Florența, în Tatami, într-un film unde interpreta un doctor sportiv și care povestea o întâmplare reală, cum din când în când trebuia să le facem loc până în 89 rușilor să iasă pe prima poziție la gimnastică. Un film minunat, Tatami, și un film care spune multe și despre ce înseamnă un sport practicat de o iraniancă. Mai joacă Adrian Titien, Alina Berzunțeanu și mai mult decât atât, îl avem din nou pe Ricky, pentru că vreau să le leg așa între ele, să mergeți să vedeți Hedda Gabler. Avem aici programul care în sine arată absolut spectaculos. Este un spectacol, unul dintre cele mai frumoase spectacole pe care le-am văzut în ultimii, cred că, 10 ani, văzând spectacole și în România și în străinătate și peste ocean și la Londra și la Paris. În rolul principal este chiar același Ricky, Richard Bosnowski, are un nume complicat, toată lumea îi spune Ricky, dar o să învățăm până la urmă, așa, literă cu literă. Hedda Gabler este Raluca Aprodu, senzațional, este una dintre cele mai reușite distribuții, un casting perfect. Ana Ciontă e mătușa, Crina Senciuc, fosta mea masterandă, am fost foarte mândră de ea, este greu să fii pe aceeași scenă cu Raluca Aprodu și niciuna să nu încerce să o acopere pe cealaltă, să fie perfecte. Avem și pe Alexandru Potocean, din nou 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, și pe Marius Manole, care mi-a plăcut. Regia, Thomas Ostermayer, unul dintre cei mai mari regizori ai lumii, este socotit de britanici în momentul de față și mă bucură teribil. Un decor, Jan Papelambul, să știți că decorul este, amintește puțin și de Doamna din Shanghai a lui Orson Welles, un decor cu oglinzi foarte complicat inclusiv pentru actor, pentru că pe alocuri e și un decor transparent și nu trebuie să se vadă nici un pic de vreo bucățică de rochie sau vreo umbră. Foarte complicat fiecare pas făcut. Ruxandra Bușnea, costumele impecabile, inclusiv partea de video este formidabilă și deloc obositoare, cum se întâmplă în alte cazuri. Deci, Hedda Gabler, Ibsen. Există un Ibsen care se joacă și la Londra, montat de același Thomas Ostermayer și care este un dușman al poporului.
Deci o să vedeți un Ibsen adus în zilele noastre, perfect adaptat, fără să facă niciun fel de rabat de la ceea ce exista în textul inițial, și trebuie să mărturisesc că în seara respectivă am căutat repede și am găsit varianta Hedda Gabler cu Ingrid Bergman din anii 60. Mărturisesc că, deși personajele masculine erau Sir Michael Redgrave și Trevor Hard, mărturisesc că era mult, că a fost mult mai mai subtil cel al lui Stermeyer, deși și acolo era o, de fapt, o adaptare pentru BBC. Deci, Hedda Gabler merge, știu, Teatrul Național, se prind greu bilete, dar era o doamnă chiar prin fața noastră așa, care spunea, parcă mi-a plăcut și mai mult decât marți. Deci l-a văzut și marți și joi. Păi, mai lăsați, doamnă, și pe alții să mai vadă. Glumesc. Și eu m-aș duce să-l mai văd încă o dată, mărturisesc că este până la cel mai mic detaliu absolut remarcabil și până la rolurile care nu au mare întindere, dar sunt esențiale. Apoi, pentru că am vorbit de teatru și am să revin după aceea la filme, am văzut la un teatru care e deschis de 10 ani și nu știam de el, se numește Cochet și într-adevăr este Cochet. Piesa se cheamă Împăiați-vă iubiții, este un text al lui Mazilu absolut remarcabil între un regizor și o actriță. Actrița e Marcela Moțoc, din nou masterandă de-a mea, și Cosmin Dominte. Apoi, să știți că se joacă din nou Bogat cu orice preț. Deci e bine să nu vă doriți să fiți bogat cu orice preț, pentru că e o preluare dintr-un episod cu al lui Hitchcock. Producătorul e Cristian Constantin. De data asta am văzut spectacolul, deci știu despre ce e vorba. Data trecută vi-l recomandam doar așa din auzite. Cu Alexandru Munteanu, Valeria Cristia, Vlad Mogoș, regia Celina Nițu, și avem și un Paul Nistor. Vă spuneam data trecută că nu suntem rude. Nu suntem rude, dar avem poze împreună. Am constatat că, într-adevăr, Maria a făcut o fotografie atunci când eram la Botoșani ca să-i fac o surpriză lui Vlad Ivanov, când a fost declarat cetățean de onoare al orașului în care s-a născut. Merg mai departe și cu o parada modei care a fost de curând. De fapt, a fost un întreg eveniment cu Nu există, nu se poate, organizată de Zâna Surprizelor, de Andreea Marin. M-am dus în mod special să văd o parada modei a Cerei Mihăilescu. Mărturisesc că nu știam, am descoperit-o, mi-a plăcut foarte tare și mai ales m-am dus pentru că printre cele care defilau și care erau invitate în această gală organizată pe parte de modă de Alin Gălățescu, era invitată din nou Ioana Casetti. Mai țineți minte că ați văzut-o și în Tati Part-Time și acum a defilat cu foarte mult adrenalină, dar aș fi vrut să poată povesti un pic și despre adăpostul de care se ocupă, cel de la Mogoșoaia, pentru că așa fusese inițial povestea, dar a fost doar un anunț și cred, adică numele ei și numele Biancăi Brad, și în cazul Biancăi Brad cred că trebuia spus ceva și despre fundația ei Emma pentru îngerașul ei, mai ales că era foarte aproape de o dată extrem de sensibilă. Și în general cred că fiecare dintre noi am vrea să auzim cum e, cine e fiecare model în parte, pentru că, de exemplu, au fost niște aplauze furtunoase la un moment dat, nu m-am prins cine e. Am întrebat-o pe o domnișoară din față, eram la Palatul Parlamentului și a zis, cum, e fata Andreei Marin.
Evident. Bun, deci trebuie să știm de fiecare dată cine e acolo, când era Violeta, era bine să anunțe, e Violeta. Și fiecare când intră, nu așa de-a valma, ceea ce se mai întâmplă și la premierele de filme, că până vin ei din sală, nu mai știi care e unul, care e altul și după aia când te întâlnești cu ei și te mai salută, te întrebi, Doamne, de unde știu cine e? Și ei îți spun, Doamne, dar ne-am întâlnit la premieră sau ne-am întâlnit la parad. Deci să știți că nu e vina mea, e vina celor care așa. Dar în orice caz a fost și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult tot ce a prezentat Ceracolo și că am descoperit-o și că avea ceva din aerul filmelor anilor 40, 50, chiar 60, când era poate mult mai multă atenție la cum îmbraci personajele. Mă întorc la Cannes, nu? Pentru că de la Gopo sărim repede la Cannes. La Cannes îl avem într-o proiecție specială și pe Nasty, deci nu e în competiția oficială, cum am văzut, dar știți cum e ușor de anunțat, greu de verificat. Nu știți din trei surse dacă se poate, dar mă bucur foarte tare că este Nasty acolo. Cum vă spuneam, 3 km până la capătul lumii este în competiția oficială filmul lui Emanuel Pârvu, deci am trecut la valul valului, la noul val, noul val al valului, cum spune directorul Institutului francez, va fi și Francis Ford Coppola și este și în competiție. Ca să vedeți cu cine e în competiție Emanuel Pârvu, e în competiție și cu Asia Vinicius. De fapt, au fost anunțați odată, pentru că au fost ultimele trei filme, așa ca să fie și mai mare emoția și pentru noi și pentru ei, cel care a câștigat cu The Artist, nu? Și care a fost aici în România, la Le Film de Cannes și chiar l-am cunoscut împreună cu Berenice Bejo, partenera lui de viață, dar și actrița lui Fetiș și știu, sunt foarte mândră. Acum îmi cred, am primit un premiu de la mama lui Ethan Hawke și ei mi l-au înmânat. Deci, dacă nu era Cristian Mungiu se aducă la București, nu s-ar fi întâmplat, și în sală mai era și preferatul meu, Radu Mihăilean. Mă întorc deci la Coppola, care va veni cu DOP-ul lui, cu directorul lui de imagine, cu Mihai Mălare Mare Junior. De-abia aștept să revăd asta, pentru că trebuie să vă spun că l-am cunoscut de un Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie, firește, în 2006, la un mic dejun pe care l-a organizat la finalul turnării filmului Tinerețe fără tinerețe, după Mircea Eliade. Și am cunoscut pe amândoi, și pe Coppola și pe Mihai Mălai Mare Junior, și micul dejun a fost luat împreună cu ei și Francis Ford Coppola ne-a și cântat, pentru că fata lui tocmai devenise din nou mămică și n-am să o uit niciodată. Invitația eu datorez Ancuței Romanescu, iar de Coppola s-a ocupat Adriana Răcășanu, care între timp e regizoare. Vedeți, dacă stați așa pe lângă, se ia. Dar nu la toată lumea se ia, dar la o parte dintre ei, și cred că va fi cu o carieră la fel de frumoasă ca lui Mihai Mălai Mare Junior, care știm că a fost și cu Jojo Rabbit și cu The Master și va fi fără îndoială primul care o să ia un Oscar născut în România. Bine, sigur o să-mi spuneți după Edward G. Robinson. Bun, dar nu era la imagine, nu? Era în altă direcție. Și o să fie într-unul dintre filme și Ana Maria Bartolomei, respectiv în Contele de Monte Cristo, că tot e insula în zonă pe acolo, Sfânta Margareta, că tot suntem de Florii, dar la catolici există și o Sfânta Margareta pe 16 noiembrie. Și Ana Maria Bartolomei, care a fost în L'Evenement, care știm filmul, care a fost un eveniment și la Veneția și mai apoi la Cezarul, și care a fost atât de generoasă încât a venit la o premieră
unui film care se chema 20-20 la Rex, la Cinema Rex din Paris, la Grand Rex, și m-a impresionat foarte tare că era acolo și știm că între timp a jucat și într-un film al lui Cristian Mungiu, încă nu e gata, dar de-abia așteptăm să-l vedem și el era extrem de entuziasmat de această colaborare. Bun, ce s-a mai întâmplat în săptămâna asta? Am primit deja pliantul pentru film în sat 2024. E la început de august, sfârșit de iulie, început de august. Va trebui să mă clonez puțin ca să pot ajunge de pe lângă Târgu Jiu, de la Peștișani, să ajung până la Iași, unde este a 15-a ediție, dar reușesc eu, sigur. Sigur, o să-mi iasă și de data asta, fără să mă clonez, și acolo o să fie din nou o întâlnire cu Marcel Iureș și tot datorită lui Lucian Oancea am aflat că Marcel Iureș în studenție a jucat în două filme SF. Nu vă spun care sunt încă, dar poate reușesc să le aduc cu regizor cu tot la Iași, nu? La seriile filmului românesc. N-ar fi extraordinar, eu așa mă gândesc, ar fi minunat. Tot în săptămâna asta, pentru că a fost săptămâna verde, am ajuns la o școală în clasa 5-a, unde deja filmul Shelley îl văzuse toată lumea. În clasa 15-a, 12 ani, pe filmul ăla scrie 15, dar cine mai numără? Vorba lui Daniel, păi pe Netflix nu se pot uita la orice, da, e foarte adevărat, se pot uita la orice. Era mai complicat, de exemplu, o întrebare. De ce crezi că te cheamă Cezar? Cred că e un actor, nu? Credeți-mă, a fost un împărat roman și pentru că tot o să fie un documentar despre Liz Taylor acum la Cannes, cred că documentarele și tot ce înseamnă film clasic mă tentează cel mai tare, o să afle și de Cleopatra și că Rex Harrison juca acolo pe Cezar și să se teamă de un Brutus în viața lui acest tânăr Cezar. Mai există un documentar despre Faye Dunaway, deci nu mă bucure. Există un film despre Mastroianni în care joacă Chiara Mastroianni. Într-unul dintre filme apare fiul lui Belmondo, care știm că a turnat la Feldioara în mirii anului 2. Va fi tot pe la Cannes și Alina Șerban ca producătoare de data aceasta la o prezentare, ca și Ilinca Călugăreanu, care a făcut Chuck Norris vs. Comunist și care acum este în competiție la Gopo și ținem pumnii. Sigur că va fi și Adriana Răcășanu, mai ales că sunt 50 de ani de juriu ecumenic. Să vedem cine va lua un premiu special, nu? Iar pentru că în curând vine Paștele, știu, spun unii că ar fi mai corect să spunem de Paști. Ei bine, la operă avem Cavaleria Rusticană și joacă, mai exact, și cântă, pentru că vorba aia, suntem la operă, Ruxandra Urdăreanu. De la ea, de fapt, a venit invitația. Va fi pe 30 aprilie și ceea ce poate că nu știam până acum, dar brusc am citit mult mai mult, inclusiv despre Cavaleria Rusticană, este că începe de Paști și este un spectacol împreună cu Paiații și a fost montat de același Ion Caramitru. Mi s-a părut așa frumos că merge dintr-o parte într-alta și să le ținem pumnii luni, să vedem cine ce câștigă. Eu zic că libertate, căci avem atâta nevoie de libertate.